Republica Moldova pe care o avem. Și ar fi foarte bine să fie și valorificată pe potrivă. Cândva una din cele mai importante, să spunem așa, zone de recriere balneoclimaterice din fosta Uniune Sovietică. Au trecut ani, neastră știți ce s-a mai întâmplat, proces de privatizare, multe alte lucruri care, cu regret astăzi, nu știu dacă ne ridicăm la așteptările care ar trebui să existe referitor la această zonă. Dar eu vreau să știți că noi am avut întotdeauna o relație specială cu autoritatea locală de aici și corect. Eu zic că dacă foarte succint să enumăr ce am făcut noi de la municipalitate, asta este izolarea termică a liceului Ștefan Vodă și reconstrucția complexului sportiv. Este vorba despre construcția trotuarului în jurul parcului, în perimetrul parcului Nistrean. De astăzi chiar am trecut pe acolo să văd că era o porțiune mică care trebuiau finalizate lucrările. Și chiar mă bucur că 5 km de trotuar într-o zonă plină de oxigen poate fi pentru toată lumea valorificată. Tot în acest an am insistat, chiar dacă au existat și multe lucruri care nu neapărat s-au dorit a fi făcute, să știți că pe alocuri, chiar la limita legii, dar am insistat să facem, să organizăm faleză. Noi considerăm că amenajarea plajei din Vadul Vodă poate aduce foarte multe beneficii locuitorilor din Vadul Vodă. Aici trebuie să fie viață permanentă, aici trebuie să fie festivaluri, aici trebuie să fie cantonamente, aici trebuie să fie exerciții de tot tipul, de sport și de altă natură. Pentru că tot asta aduce într-o formulă sau alta bani. Iar banii aduși în comunitate dau posibilitatea ca să creez diferite servicii noi. Și asta va fi și prioritatea pe durata mandatului următor, al meu nemijlocit ca primar și a echipei pe care o avem alături pentru funcția de consilier local în Consiliul Local. La fel am reparat mai multe străzi, pentru care strada Vadului Vodă, strada Pădurii, am susținut proiectul de reconstrucție a școlii de arte cu 176.000 de lei. Am zis de investițiile mari care sunt la Falez, zona plajei, Bavaria Alei, construcția mai multor zone de sport, basket, volei, tenis, badminton, workout, șah, instalarea mobilierului urban, terenurilor de joc. Chiar acum am trecut și plină plaja, chiar dacă e sfârșit de octombrie, e foarte, foarte multă lume. Am mai văzut și unii care făceau chiar baie, erau numai în șorți. Bun. Cred că să mai încălzic ceva. Deși e foarte cald afară. Construcția havuzului care este aici în față. Chiar și finalizarea acestei case de cultură tot a fost cu bun augur, haideți să spunem așa, de la finanțele din Chișinău. Construcția rețelei de canalizare în Parcul Nistrean. Povarea, tot ce ține de faleză în față. La fel, reconstrucția complexului sportiv de la Liceul Teoretic Ștefan Vodă. Deci, sunt foarte multe lucruri pe care le-am realizat, am ajutat primărie, n-am făcut diferență. Acum am zis în felul următor, dumneavoastră sunteți cei care veți decide. Noi n-am înaintat candidat la funcția de primar, din mai multe considerente, n-am să intru în detalii de ce, dar vă lăsăm pe voi cei din Vadul Vodă să decideți pe cine vreți să vedeți ca primar, iar pe cine veți decide că este bun pentru această funcție în continuare, cu aceia vom lucra. Noi vom respecta alegerea locuitorilor din Vadul Vodă și vom munci cu cine ne veți arăta să muncim. Bine așa? Așa. Iar în clipele ce urmează, aș vrea ca să fie fixate nemijlocit prioritățile pe care vrem să le facem pentru următorii 4 ani. Deci, reparația drumului de acces și amenajarea în totalitate a zonei de odihnă, reparația străzilor locale aici, Alexandrie, Eminescu, evident eficientizarea transportului public în Vadul Vodă, Vădulei, și prin majorarea unităților de transport, ca lucrurile să vină regulat și inclusiv sâmbătă-duminică.
Reparația stațiilor de așteptare a transportului public. Tot am discutat cu băieții, iată este și domnul antrenor, ne-a sugerat, băi, faceți odată stadionul acela aici în spatele casei de cultură și o să-l facem. Vă promit că o să-l facem, așa cum am făcut foarte, foarte multe. Deci, net, asta este, presupun că stadionul din Vatra, da, unde am investit și este un stadion modern, frumos, în care tinerii pot să activeze. Și nu doar în Vatra, la Stăuceni, exact tot astăzi am fost dimineață, unde am investit foarte mult în stadionul de pe lângă liceul din localitate. De Chișinău nu mai vorbesc, în Chișinău avem foarte multe obiective de infrastructură sportivă, în special acum în parcul la Izvor, care e amenajat conform celor mai înalte standarde europene și în general e un parc regional, vrem să facem o comunitate olimpică să ajungă, pentru că avem stadioane de basket, de volei, de fotbal, de fotbal de plajă, de tenis, de padel, de absolut, deci o gamă extrem de mare de sporturi și vrem acolo ca tinerii noștri să le regăsească, la bar ei se duc fără noi. Și la voi tot. Iată, asta spuneam că în următorul ciclu o să ne concentrăm pe aceste lucruri. Amenajarea platformelor de colectare și sortare a deșeurilor menajere, amenajarea terenurilor de joacă în zonele rezidențiale, amenajarea zonelor de agrement a parcurilor și scoarelor. Și evident ne-am dorit pentru voi ca să organizăm diferite festivități și activități, ca Vadul de Vodă să fie cât mai des vizitat de oamenii din țară, din Chișinău și din străinătate. Noi acum am readus Chișinăului faima de capitală, a culturii, în mod adevărat, pentru că nu există vineri, sâmbătă și duminică în care să nu avem diferite activități pe care le desfășurăm la Chișinău și vin oameni din toată lumea doar pentru aceste sfârșit de săptămână, pentru că scoatem în aer liber și talentele noastre, și sportivii noștri, și actorii, și cântăreții. Organizăm diferite activități pentru cei în etate, cum sunt dialogurile, dacă ați văzut, sociale, când 2000, 3000 de bătrâni, apropo, am văzut și din Vatul Vodă că vin, dansează în parcul deci Ștefan cel Mare, în grădina publică Ștefan cel Mare, dar și în alte locații. Deci ne dorim să investim foarte mult. Iar în Chișinău vreau să știți că avem foarte mari planuri, am zis, pe unele componente o să mulțim cu 2 aceste rezultate pe care le avem la această etapă. Asta înseamnă drumuri și trotuare noi, asta înseamnă curți amenajate, asta înseamnă grădinițe noi deschise. Apropo, știți că doar în Republica Moldova, numai la Chișinău deschidem grădinițe noi, școli și centre de tineret în asemenea măsuri. Nu prea arată nimeni la televizor aceste lucruri, că parcă nu s-ar trebui lumea mai mult trebuie să vadă că e rău, că e, decât că suntem capabili să investim acasă, să construim acasă, să facem acasă, să fie bine. Și da, noi vrem la noi acasă să trăim bine, să avem un standard înalt de calitate a vieții, să putem construi pentru copilași, să putem să găsim ocupații și suport social pentru cei nevoiași, să avem activități pentru cei în vârstă și să dezvoltăm localitățile noastre, fie că este Vadul Vodă, Vădulei sau Chișinău în general. Și vă asigur că suntem absolut porniți să facem acest lucru. Avem planurile de viitor pe toate domenii. Dacă 5 ani în urmă nu avem niciun document de planificare strategică, niciun plan de activitate, niciun proiect care să-l punem în aplicare, acum avem planuri până în 25, până în 2030, până în 2035. Ne dea Domnul sănătate și bani ca să le putem pune în aplicare toate aceste planuri, dar noi știm de unde să găsim surse ca să facem să fie bine. Asta am vrut în linii mari să vă spun. Hai, prezintă echipa. Vreau ca pe data de 5 să vă rog să veniți la vot neapărat și dumneavoastră decideți cu cine votați în Vadul Vodă, iar noi vom lucra cu cine ne veți spune dumneavoastră. Iar pentru echipa de consilieri, vă rugăm să le acordați un vot de încredere, pentru că ei vor fi cei care vor avea legătura nemijlocită cu Consiliul Municipal Chișinău și cu Primăria Chișinău în această privință.
Eu vă mulțumesc foarte mult și vă invit pe data de 5 noiembrie să votați Ceban Ion la funcția de primar și echipa MAN în Consiliul Municipal și în Consiliul Local Vadului Vodă. Vă mulțumesc mult, te rog. Eu mă numesc Voicu Tudor, sunt inginer silvic de profesie, licențiat în administrare publică. Liderul echipei MAN din Vadul Vodă. Vă prezint în continuare echipa care ne urmează. Salamandic Denis este inginer electrician, Cebotari Diana, medic de familie, Coșneanu Nina, membra ansamblului Vădulencele. Vă rog să bateți din palme. Popazov Alena, profesoară. Vasilev Ivan, mă grăbesc. Vasilev Ivan, inginer, șef de secție la Gărleauto. Țurcanu Nina, contabil. Natalia, cer scuze. Ursu Cristian, asistent medical. Stropșa Maxim, IT-specialist. Voicu Olga, medic-nutriționist. Lungu Vitali, inginer electrician. Și Salamandic Ecaterina, manager. Linii mari, sper că n-am scăpat pe nimeni. Mulțumesc foarte mult. Eu zic că e o echipă foarte tânără, competentă, proaspătă și chiar vă rugăm să-i acordați votul de încredere când veți merge la vot. Iar noi vă asigurăm că ceea ce am descris aici, fie că la Chișinău, fie că în Vadul lui Vodă, vom face să devină realitate. E un vis al meu special ca Vadul lui Vodă să-și recapete într-o formulă sau alta faima de altă dată de una dintre cele mai frumoase zone amenajate de recreiere și odihnă și tratament pentru, pentru mulți oameni. Știu că este posibil. Noi am dat exemplu la o astfel de zonă în Lituania, este Druskininkai și chiar ne-am dorit ca să putem să fim parteneri în acest sens și să avem foarte mulți oameni de peste hotare care să vină aici la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult!